Stai puțin, poftim? Mandy, trebuie să citești asta. Uite! Da, evident, nu-i așa? Aha. Da! Matt? Revino-ți, o să-ți intre o muscă în gură. Uite cum arăți! Da, și tu? De ce ești atât de rea? Uite! Are un far de ochi roz bombon! Arată ca un supermodel! Aș face orice ca să arăt la fel de bine ca ea! Hei, cred că ți-a lăsat fardurile în dulap! Ne gândim la același lucru? Hai să vedem ce bunătăți găsim înăuntru! Are un întreg arsenal de înfrumusețare! Cred că am dat lovitura! Ține asta, ok? Ok, grăbește-te! Da, da! Ha-ha! Mai întâi te machiez pe tine! Cred că știu cum se face! Ia uite! Wow! Vreau să încerc și eu! Oh, wow! E super! Ah, bună! Hai să mergem la el! Mă duc la cinema mai târziu! Hei! Uitați ce desen interesant! Ce spuneam? Niciodată nu vor să vorbească cu mine! Hei! Ia uite! Și e plină de tatuaje! Mama și-ar ieși din minți dacă m-aș tatua! De asta vreau și mai mult să-mi fac câteva! Ce frumos arată! Sigur, nici ea nu o să vorbească cu mine! Ah! Știu, știu, sunt noi! Wow! Hei, ăsta de pe piept a durut cel mai tare! Dar n-a fost așa rău! Mă doare îngrozitor! Mai ai mult? Au! Deci ăsta de pe mână n-a durut deloc! Ce curajoasă ești! M-ai impresionat! Mersi! Stați puțin! O sună iubitul ei? Bună! Da, stai puțin! Fetele astea nu o să mă considere interesantă niciodată! Pun pariu că ele cred că sunt prea banală! Hei! E și tipa aia populară aici! Stai! Ce face? Ăla e cumva un tatuaj temporar? Folosește tuș de ochi! Nu un ac! Arată super! Voila! Am un tatuaj nou! Nu cred așa ceva! Ce mincinoasă! Ce e? Acum îți știu secretul, domnișoară! Stai! Nu te supăra! Nu vrei și tu un tatuaj? Alege unul! Păi, aș putea încerca! Ok! Așteaptă-mă și pe mine! Stai! Sunt prietene? Persoanele care își fac tatuaje împreună nu se mai despart niciodată! Crezi că ar trebui să ne tatuăm și noi? Hai! Romanul ăsta polițist e incredibil! Abia aștept! Nu mai suport! Sună alarma! Nu-mi vine să cred că a sosit momentul! Deschide-l! Dă-o încoace! Nu! Telecomanda! Uite ce ai făcut! Știu! Treceți la treabă, degetelor! Wow! Super! Ce flexibilă ești! A început! Ia să vedem! Ce pantofi au! Și ce ținute! Arată extraordinar! Crezi că noi am putea fi vreodată la fel de frumoase? Wow! Bună, fetelor! Vreți buze catifelate ca ale mele? Mie îmi plac la nebunie! Sunt mereu gata să fie sărutate! Ok, vreau și eu așa buze, imediat! Vă pupăm, fetelor! Aveți nevoie doar de această cupă! E foarte mică și încape în orice poșetă! E adorabilă și super puternică! Uite! Și e la reducere! Crezi că avem destui bani pentru două cupe? Nu știu! N-am niciun ban! Stai puțin! Am mai puțin bani decât credeam! Îmi pare rău! Stai! O să încerc să folosesc periuța asta de dinți! Poate o să-mi umfle buzele! Haideți, buzelor, creșteți, creșteți! Cred că mi-am pus sângele în mișcare! Stai așa! Poate dacă folosim aspiratorul uriaș al mamei! E uriaș! Ești sigură? Da! Vezi? Nu te doare?
dacă îți distrugi buzele. Mă furnică buzele. Ok, hai să vedem ce mai putem încerca. Da, eram sigură că i-am lăsat aici. Șmechero! Da? Ah, stai! Le cumpără! Aha, vrem două bucăți, vă rog. Voila! Le-am cumpărat! Hai să le testăm! Pe poziții! Wow! Mă simt extraordinar! Ce buze pline am! Oh, am buze perfecte! Nu ești de acord? Oh, cred că toată lumea e de acord! Ah, poftim? Nu! Se poartă buzele naturale, fetelor! Ce? Nu! De ce am făcut asta? Are buze naturale! Și ea la fel! Nu se arată așa permanent, nu? Sperăm că v-a plăcut ediția din această seară! Autoportretul ăsta începe să capete formă! Sunt mândră de mine! Wow! De când folosește sora mea atât de multe produse de machiaj? Ce de culori! Aș putea face și eu asta! Hei! Oprește-te! A, de ce? Nu! Folosește asta! Arată cunoscut? E o lămâie? Ce grețos! Nu? Bine! Oh, ce micuț e! Căh, stai! Asta cum a ajuns aici? Poate asta? Ce de folie alimentară! Wow! Unde rămăsesem? O să fie super! Așa, am întins-o la orizontală. Sunt gata să-mi dovedesc talentul artistic. Și începem cu ochii. Am înțeles. Albastrul ăsta arată bine. Acopăr ploapa dintr-o mișcare cursivă. Pot și eu să fac asta? Doi obraji îmbujorați. Oh, am ajuns la buze? Se rezolvă. O să le pictez imediat. Oh, ăla e rimel? Am uitat de el. Oh, ia să vedem. Crezi că mi-ar sta bine cu ele? Să sperăm. Gata, ce drăguț. Dar lipsește fondul de ten. Nu știu dacă e nuanța corectă, dar cred că e pe aproape. Oh, alo? Da, super. Pa, mi-a venit mașina. Pa. Acum e rândul meu să fiu superbă. Sunt gata pentru o transformare de zile mari. Oh. Sper să se lipească bine. Deci, cum arată? Trebuie să ies în oraș în seara asta. Oh, alo? Ok, ies imediat. Am nevoie de poșetă. Oh, oh nu. Arată extraordinar, nu-i așa? Ce ți-ai făcut? E prea mult. Ți-ai uitat umbrela? Mersi. Noapte bună. Oh, nu! Ah, ce mult mă bucur că nu mai am coșuri! Eu încă le am! Oh, ai ajuns acasă! Ce bine! Da, eu și toate coșurile astea! Dar eu arăt super! Tu asculți ce spun? Stai, fața ta! Arată superb! Da, hai să-ți arăt ceva! Wow, spune-mi cum ai făcut! Ăla e un nas? Ah, e super satisfăcător! Mi-a transformat complet fața, vezi? Te invidiez! Crezi că m-ar putea ajuta și pe mine? Toată lumea mă ignoră la școală! Bună! Oh, hei, uite ce are fata aia pe față! Că? Pot să mă așez aici, fetelor? Poftim? Oare sunt prea urâtă ca să fiu prietena lor? Arăt monstruos! Am avut o zi îngrozitoare! Stai puțin! Știu! Ia uite! Peria asta curăță în profunzime! Serios? Ce e? O să vezi imediat! E o perie care îți exfoliază tenul! Își face efectul deja! Ce bine e! Aproape am terminat! Wow! Ce ten catifelat am! Da! Nu trebuie să ne mai aducem aminte de trecut! Hai să ne distrăm! Ce tare! Ador melodia asta! Nu vreau ca seara asta să se mai termine! E cea mai tare petrecere din lume!
Da, nu-i așa? Uimitor! Dansez alături de câteva fete! Uite ce mișcări știu! Părul meu! Alex, ce faci? Mi-ai udat părul! Vreau la mami! Asta e jenant! Nu! Nu pleca! Stai! Am o idee! Tu și mișcările tale idiote de dans! Tocoace! O să-ți placă la nebunie! O să golesc doza de toc și o să tai în două! Am mereu un uscător de păr la mine! O să-ți bag părul în doză și o să încălzesc cu uscătorul! Cât mai durează? Voila! Acum ai iar bucle perfecte! Wow! Nici stilistul meu nu face așa ceva! Exersez pe mama! Ah, ce drăguț! Hei, Mickey! Hai, trebuie să te pregătești! Asta fac! Aleg machiajul perfect! Verific ce formă de sprâncene mi se potrivește cel mai bine și am găsit-o pe cea mai bună! Acum trebuie să le conturez! Am nevoie de niște tuși de ochi! Oh, îmi place! Pare foarte ușor de imitat! Ador culoarea asta! E timpul pentru far de ochi! Bună alegere! Încă puțin! Mai am câte ceva de făcut! Ia să vedem cum îmi pot machia obrajii! O să arate drăguț! Trebuie să am grijă! Ce mai am de făcut? Ah, rujul! Îmi place mult nuanța asta! Ar fi trebuit să folosesc mai de mult! Am terminat! Ok, sunt gata! Ce părere ai? Arăți ridicol! Mie îmi place! Îmi pare rău! Bun, a plecat! Comportă-te normal! Acum e rândul meu! Cum se folosește asta? Serios? Nu vreau barbă! Arăt ca un tăietor de lemne! Wow! Pur și simplu wow! Și fii atentă cum arată aici! Bună! Vreți să fim prietene? Vorbește cumva cu noi? Hai să plecăm! Putem intra aici! Hai, rapid! Ce nepoliticoase sunt! Șt! Încercam să fiu prietenoasă! Oare ce fac acolo? A trecut ceva timp de când au intrat? Poate pot auzi ce fac! Ce mult îmi place partea asta! Ține de bine! S-a tras cumva apa cu ele cu tot? Mandy? Mickey? Unde au dispărut? Ce-i asta? N-am mai văzut-o până acum! Poate dacă apăs aici? Nu ești suficient de drăguță! Nu e corect! Stai puțin! Wow! Am o idee! E timpul pentru o transformare! O să încep prin a-mi da jos ochelarii și a-mi curăța fața! Wow! Ce șervețele de machiante eficiente! Acum o să-mi conturez frâncenele! Așa vor părea mai dese în mod natural! Arată bine! Acum am nevoie de niște far. O să folosesc o culoare subtilă. Genele false o să-mi scoată ochii în evidență. Încă puțin far. Am nevoie de puțin anticearcăn pe obraj și nas. O să-l omogenizez cu burețelul ăsta. Și la final puțin far de obraz. Să nu uit de buze. Din nou vreau să arăt cât mai natural. Cercei ăștia adaugă un plus de strălucire și o să-mi desfac părul. Arăt chiar bine, părerea mea. O să mai încerc o dată. Sper să funcționeze. Wow, intră, te rog. Eram sigură. Sper să nu mi se ude părul. Ce petrecere reușită. Jennifer, wow. Hai să facem o poză. Hey, Jen. Wow, ce petrecere reușită. Aș putea dansa toată noaptea pe melodia asta. Ești sigură că așa trebuie să te miști? Hai să dansăm mai încoace. Hei, voi de unde sunteți? Ce păr ai? Nimeni nu vrea să vorbească cu mine. Nu ies în evidență cu nimic. Dar asta se poate rezolva. Un pic de sclipici, evident.
Începe prin a adăuga niște gel de păr într-un bol. Poți pune mai mult. Acum urmează partea cea mai distractivă. Toarnă deasupra cât de mult sclipici vrei. Poți face amestecuri de mai multe culori. Apoi trebuie doar să le aplici pe păr. Pune cu încredere un strat gros. Deja arată super! Cu cât folosești mai multe culori, cu atât e mai bine! Nu uita de codițe! Ia uite! Oh, ce păr uimitor ai! Uitați-vă la ea! Oh! Vrei să dansezi cu mine? Ce transformare totală! Sclipiciul e genial! Rudolf, renul cu nasul roșu! Plovărul ăsta o să fie cel mai bun cadou! Intră în cutie! Așa, simplu! O să-i pun o fundiță! Unde-a dispărut? Nu pot să-l las așa! Am nevoie de o panglică! Cărțile! Da, ești un geniu! Exact ce-mi trebuie! Ah, e minusculă! Nu merge! Ia să ne uităm aici! Nu, e inutilă chestia asta! Gândește-te unde sunt niște panglici! Bluze, un halat... Ăsta pare promițător! Nu prea e festiv! Aș putea... Nu! Trebuie să fie ceva ce se poate folosi! Hei, vreau să mă joc jocuri video! Da, distractiv! E așa de enervantă! Stai puțin! Panglici! Ușurel, ești un ninja! Nu faci zgomot! Ce faci? O să-i spun mamei! Poftim, ia-o pe asta! Galbenă? Păi, cred că arată ok! Aș putea să o fac să arate mult mai bine! Mersi, mamă! Vino înapoi! Câștig! O să meargă! Folosește placa de îndreptat părul ca să netezești panglica șifonată. Fă-o încetişor ca să îndrepti toate pliurile. Aproape am terminat! Gata! Zici că e nouă! Acum să o leg! Pe deasupra, prin spate, o legăm aici. Gata! Arată grozav! E pentru mine? Dă-mi-l! Nu, ia-ți mâinile de aici! De data asta unde am ajuns? Oh, nu! Sunt la închisoare! Nu-mi stă bine deloc în haine portocalii! Nu e bine deloc! Mor de foame! Oh, hei, îmi dați și mie câteva? Nachos, super! Nu, doar băieții buni au voie! Stai, semnul ăla spune că mâncarea e interzisă! Serios? Încalci regulile! Nu e corect! Îmi strici pauza de nachos! Am nevoie de ajutor! Hei, Matthew, mă auzi? Mama? Stai! De unde se aude? Nu cred că e de la ceas. Casa asta e bântuită cumva? Ce ar trebui să fac cu asta? Au! Ce amuzant! Matthew, eu sunt! Trebuie să mă ajuți! Sunt la închisoare! Nu țipa atât de tare! Mickey, tu ești? Cine altcineva? M-am săturat! Hei, folosește asta! Serios? Chiar trebuie să fac totul de una singură? Ce ciudat! Oh! Hei, Mickey! Am nevoie de niște gustări, dar gardianul e cu ochii pe mine. Stai, gardianul? Ești la închisoare? Așa deci, am înțeles. Poți conta pe mine, sunt as în domeniul deghizării. Mă, gâdilă, ce mult îmi place culoarea asta. Adică, lumea a râs de mine când am cerut produse de machiaj cadou de ziua mea. Dar cine râde la urmă, râde mai bine. Mai am nevoie de ceva. Oh, ce drăguț să mă simt. Trebuie să exersez mersul pe tocuri. Cum reușesc fetele să facă asta? Încetişor. Trebuia să fi purtat ceva fără toc. E timpul pentru spectacol. Hei, frumosule. Ești atât de frumoasă! Cred că m-am îndrăgostit! Ce drăguț ești! M-am plictisit! Vreau ceva de mâncare! De ce e atât de mult lui Matthew să-mi aducă ceva? Vrei să ieșim la cină într-o seară? Sigur că da, mai ales dacă te îmbraci cu uniforma asta! Aș face orice pentru tine! Stai puțin! M-ai păcălit! Dar, cum? M-au păcălit ochii ei de vis! Nu ești nici primul, nici ultimul! Vreau ceva dulce! Ce ciudat! Pot să te ajut cu ceva? Vezi ce am în sandale! Ce grețos! Stai așa!
Au tocuri false cumva? Ce idee genială! Wow, e ceva înăuntru! Sunt bomboane! Ești cea mai tare! Noi, fetele, trebuie să ne apărăm spatele una alteia! Fix de asta aveam nevoie! Wow, arată delicios! Nu ai voie să mănânci bomboane! Te-am prins! Ah, corect, sunt prins cu cătușe de raftul ăsta! Mulțumesc foarte mult! Hai să te scot de aici! Și cu tine ce facem? N-am văzut nimic, promit! E timpul să evadăm! O să apăs pe buton! Nu plecați nicăieri! Era o fantomă! Dar nu o să uit niciodată! O să trăiască pentru totdeauna în inima mea! Ia, aștept întâlnirea asta! Trebuie doar să mai aranjez părul! Cred că vreau niște bucle legere! O să folosesc placa de păr! O să trec câte o șuviță de păr prin placă pe întreaga ei lungime! Funcționează perfect de fiecare dată! Bună, Emily! What? Pot să-ți folosesc placa de păr? Nu mi-am terminat părul! Te rog! Bine, ia-o! Mersi, ești cea mai tare! Pa! Asta e, nu mai fac bucle! Nu mai contează! Arăt bine și așa! Emily? Ce ai pățit? Nu te supăra pe mine! S-a stricat placa în timp ce prăgeam cârnatul ăsta cu ea! Ce? Mi-ai folosit placa de păr ca să prăjești cârnați? De ce ai face așa ceva? Pleacă de aici! Ah, ce reacție exagerată! Hei, o să-ți împrumut uscătorul de păr? Nu! Nu vreau să fac nimic legat de cârnați cu el! Incredibil! Ce faci acolo? Sunt atât de supărată! Stai, acum e mai bine! Grace, nu-ți dau uscătorul meu! Bine, ține-l numai pentru tine! Ce egoiști sunt unii oameni! Oare ce voia să facă? Stai puțin! Pot să-mi fac bucle folosind astea! O să-mi iud părul cu apă! Apoi o să-l răsucesc! O să-l țin strâns și o să folosesc uscătorul! Căldura mă va ajuta să obțin bucle! Apoi, când îmi desfac părul, am bucle legere! Wow, ce bine arată! Îmi place foarte mult! Un pic de parfum și sunt gata! Sper să-i placă lui Jake părul meu! Ah, la fix! Abia aștept! Ah, nimic nu se compară cu hainele noi! Mă simt nou-nouță! Dar am probleme cu ciorapii ăștia vechi! Nu! Vezi la ce mă refer? Acum ce fac? Bine că am altă pereche! Hai să mai încercăm o dată, bine? Încet, încetişor! Ah! Nu! Ce ghinion am! Perechea asta cum arată? Ding, ding, ding! Avem o câștigătoare! Ah! Îmi urăsc unghiile! Mă las, făgubașă! Ciorapii ăștia pe cum arată? Serios? E clar că nici ăștia nu-s buni! Ce găuri uriașe! Îmi place! Ia să văd! Ce pot fura rapid? Ce mai e pe aici? Flori proaspăt tăiate? Sunt perfecte pentru iubita mea! Ce față superbă are! Le fur! Pare o casă de oameni bogați! Ups! E cineva acasă! De ce plângi? Mi se tot rup ciorapii din cauza unghiilor astea idiote! De ce râzi? Eu am o pereche fără găuri! Vezi? Îi poți folosi! Dar ce fac cu unghiile? Foarte mănuși! Prinde! Evident! Mănuși! Mersi! Hei, nu se agață! Îi trag foarte ușor pe mine! Îi pot trage și în sus foarte ușor, vezi? Mersi! Ce bine mi-arată picioarele! Hoțul ăsta știe meserie! Știi ce? Florile astea sunt aproape la fel de drăguțe ca tine! Ah, mulțumesc! Stai puțin! Ups, trebuie să fug!
Vino înapoi! Huh. Ecuația asta fizică e destul de dificil de înțeles. Vai de mine, vai de mine, vai de mine! Sunt în întârziere! Unde-mi sunt toate lucrurile? Gata, putem pleca! Sunt gata într-un final! Ce? Nu cred! Nu vreau să ies în oraș! Învăț la fizică! Serios? Glumești? Hai odată! N-ai văzut fluturașul? Uite-l aici! Și scrie că diseară avem petrecere! Nu! De ce? Serios? Uite cu ce sunt îmbrăcată! Nu pot merge la petrecere așa! Știi ce? Hai cu mine! Am o soluție! Împrumută ceva din garderoba mea! Orice vrei! Orice vreau? Serios? Sunt atât de multe variante! O să probez asta! Așa! Sigur o să arăt super! Super, zici! Pentru că ținuta asta numai super nu e! Probează asta mai bine! Nici asta nu cred că e mai reușită, sincer! Mi se vede lenjeria intimă! Mai bine mă îmbrac în clovn! Da, ai dreptate! Nu stă bine cu asta! Ce zici de rochia asta roșie? Cu pene? Serios? Bine, o să o probez! Ok, cred că asta e ce trebuie! Arăt extraordinar! Wow! În plus, mă simt minunat în ea! Cu pene cu tot! Să știi că arăt super în rochia asta! Din cap până în picioare! În regulă, sunt gata de petrece! Aaaa! Nu, mi s-a agățat rochia de papuci! M-am împiedicat! Cat! Emily, ești bine? Hai să te ajut să te ridici! Încep să cred că rochia asta nu e ce trebuie totuși! Probează astea! Oh, poate ai dreptate! Ok, o să le probez! Wow, ce mult îmi plac! Clar nu o să mă împiedic în fusta asta! Da, cred că ți-am găsit în mod oficial ținuta perfectă pentru petrecere! Ah, la naiba! Îmi alunecă de pe umăr! Oh, dacă a alunecat acum, sigur o să alunece și mai târziu! Ah, s-a întâmplat din nou! Acum sunt super stresată din cauza asta! Trebuie să existe o soluție la această problemă! Am nevoie de o soluție rapidă! Știu ce pot face! Evident, am nevoie de niște scoci! Uite, vezi? E dublu adeziv, deci o să-ți pun o bucățică pe umăr. Și acum o să apăs materialul de pe umăr peste scoci, ca să nu mai alunece. Să nu uite partea cealaltă. Scociul o să țină fusta pe loc, împiedicând-o să se ridice. Wow, ce soluție genială! Și chiar funcționează! Wow, Ellie, ce petrecere extraordinară! Eram sigură că o să-ți placă. Distracție plăcută! Scuze, împrumut eu ăștia. Hai să dansăm! Iuhu! Hai, Emily! Arată-le tuturor ce mișcări de dans știi! Și nu mă stresez deloc apropo de haine în timp ce dansez! Wow, Emily! Nu știam cât de bine știi să dansezi! Mă bucur mult că te-ai hotărât să vii cu mine la petrecerea asta! Și eu! Mă distrez de minune! Super amuzant! Trebuia să-l fi văzut pe Jake dansând! Vai de mine! Ups! Bună, fetelor! Hai să plecăm! Vorbește cumva cu noi? Voiam doar să fiu prietenoasă. Ah, ce e asta? Wow, o petrecere cu costume. Ce distractiv ar fi. Asta e. Stai puțin, poate merg și eu. Trebuie să mă pregătesc. Am o idee genială. Hai să trecem la treabă. O să încep cu ochii. O să-mi tratez o codiță cu tuș de ochi. Și acum am nevoie de gene false. Așa o să am ochii mai definiți și gene mai lungi. Se aplică foarte ușor. Wow! O să-mi ridic genele cu pensula asta. Așa mă pot da cu tuș de ochi. Gata, e suficient. Acum o să trec la ploapele inferioare. O să aplic o culoare naturală, care o să funcționeze și pe post de bază. Apoi o să folosesc niște far de ochi. Ok, acum o să trec la vopseaua facială. O să-mi aplic puțină pe nas. Și o să-mi conturez buzele. Parcă aș avea mustață. O să colorez buza de sus. Apoi o să fac câteva puncte folosind pensula. Trebuie să-mi desenez niște mustăți. Arată bine. Trebuie să mă îmbrac. Ce pisicuță drăguță. Trebuie să plec. Hai să ne distrăm! Abia aștept! Ups, mi s-a agățat coada! Ce plantă idiotă! Uhu! Wow! Aia e cumva Penny? Wow! Vrei să dansăm? Sigur!
Mă simt extraordinar! Nu-mi vine să cred! Trebuie să plec! Ce a pățit? Ce distractiv e! Abia aștept să pui în aplicare aceste trucuri de machiaj? Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe sfaturi și trucuri distractive!